Wow, cât de departe! Super! Deja am o singură pasiune, să trag cordul! Super! Asta e șmechere! Mai este? Stelian? Da? Dar tu și ne conduci? Da, eu conduc mașina. Ia arată să văd volanul. Oh, ai mașină roșie. Iată așa, într-o scurtă plimbare și un buchețel de floricele am adunat. Colega, aici florile de galbeniele. Noi le spunem calendula. Iată așa am. Și le vom pune la uscat, apoi mama va face infuzie sau tinctură. Wow, de ce este? Parcă e tortă. Da, chiar e tortă. Ce super! Și mie îmi place de lumânare și știți cu ce ocazie eu am făcut tortul ăsta? Că acum am aflat că tata și mama iubesc florile. Oh, mulțumim! Cecilia, dar unde te duci cu florile? Mă duc la bunioară, la mormânt. Da, e astăzi și... Și mama a născut un bebeluș? Nu, eu l-am născut. A, tu? Și mama, eu da, și tu i-ai dat hrănuțe care, de bebeluș care nu-ți mai trebuie. Și ca să tot azi mai alegi care nu-ți mai trebuie pentru bebeluș și să le dai ei. Și a luat eu. Și tu ai bebeluș și tu ai născut? Nu, ce să ba nu! Și căprița! Bună ziua! Hai vină! E domnul țap? Cum poate să fie domnul țap dacă uite și țățare? Oi, calavacă! E plină ea, o să dea mult lapte. Mușchetar? Pe locuri fiți gata? Îți sper că te-ai pierdut muști. Bună dimineața din grădină. De când am venit la Rășcani, iată diminețile mele încep așa. Cu așa mic dejun, delicios, plin de vitamine. Și trebuie să recunosc că și la amiază și seara tot asta mănânc. Plus multe gustușenii făcute de mama. Acum la amiază vreau să fac o salată de vară cu pătrunjel din grădină, ceapă din grădină, frunze de sfeclă roșie din grădină, castraveți roșii și un pic de conopidă. Plus ulei de casă, ulei nerafinat de floarea soarelui și am adus aici ulei de migdale să avem pentru salățică. Iată, salățica e gata. Mai pun un pic de ulei de migdale și yummy, yummy. Iar aici prăjesc cartofi în tigaie de asta cum era odată. Noi așa tigaie acasă nu avem. Și tare ne place cum se primesc cartofii în ea. Iată. Ce ai? De la Cecilia, acolo am ajuns. Am cumpărat un tot și eu i-am pus. Poți să intru în magazin? Da, pot. Da, aici este atelier de pictaj. Uite, și, mi-am făcut acvarelă. Și... De pictură, da? Da, aici este apă. Și mai este aici. Pie... Sau ce ai scris acolo? Pictaj, am scris numai că n-am avut loc și aici am scris atelier numai că nu ne-au încăput. Super, super. Azi pentru prima dată vom mânca porumb fiert. Mama a pus aici porumbul și deasupra câteva frunze. Așa are un gust mai deosebit. Plus un pic de sare. Bună dimineața! Am ieșit afară să-mi răcesc cafeaua și admir acești trandafiri frumoși. Azi e joi. E joi la amiază, iar noi suntem gata pregătiți să mergem pe malul Iazului.
Speram ca Sergiu să prindă niște pești, dar noi să ne odihnim. O căpriță, ia că eu pus și apă acolo. Și încă o căpriță. Și încă o căpriță. Ia că pără, asta e căpivorul. Căpivoara. Asta e țapă. Care e? Asta e țăpica. Țăpica, da? Și voi de scolț și noi de scolț. Tare e bine, tare e bine. Ia ca și iazul. Coada iazul. Coada, numai că n-are apă. Merge mai încolo să vedem. Ești papur, ești apă. Mama! Am ajuns și la iaz. Și acolo două lebede. Ia să vă văd, știți cum se trece pe râu. De izvor, de parte, dar... A, izvorul ăsta și vine de acolo, da? Aha, și se duce în iaz. O, oh, ce de frumos aici. Parcă suntem, nu știu, în alt... Apa e cam murdară, dar ia uite lebedele. Lebedele mai de aproape. Sunt liniștite. Înseamnă că le-i bine. Ne-am oprit aici. Acuși întindem păturica. Sergiu prinde pește. Noi admirăm lebedele. O, ce de frumos! Romantic, nu frumos! E romantic? Mama, eu mă duc un pic mai încolo. Hai, Doamne ajută! Încercăm. Încărcăm. Încărcăm și încercăm. Și prindem felic pe. Cu râmi sau cu mamăligă? Cu râmi. Hai cu râmi. Mamăligă-i pentru Cecilia. Ca să nu-i fie poftă. Ia gata-le. Primul pierște. Cel care-i mânii de-a mai treia râmă. Vreți mai dacă? Să punem caldarii? E, dai mărunțel, dai drumul. Am dat adă și apă. Hai că adă pe leac de apă, da. Dar să ne-l chinuieți. Hai! Asta e cel mai mare din toți care am prins până acum. Peștele noastre minune! Da, peștișorul de aur. Am prins câțiva pești și acum pe toți îi dăm înapoi. Așa. Noi ducem să cumpărăm la Ocean Fish. Când vrem și noi să plecăm acasă, au venit și lebedele. Stăm un pic să le admirăm? Dar de ce nu? Poate să apropie. Așa de elegant, plutesc. Și apropo, nu uitați atunci când mergeți undeva să vă odihniți, să strângeți gunoiul din urma voastră. Asta v-am mai zis în multe de filmulețe. Și o să spunem de fiecare dată. Da. De ce? Ca să vă amintim, da? Că păi, voi puteți să uitați și... Dumneavoastră puteți să uitați! Parcă ne ducem la fete naștere cu flori. Flori de câmp, da, dar uite ce de frumos aici! Wow. Cecilia a zis că parcă suntem în junglă. Cum am vrut? Papură! Papură, da, stai! Asta o dau la bunică! Da, stai un pic! Eu o să i-o dau cu tu apă! Da, da, da! Împreună să i-o dăm! Nu! Dai pe floarea asta și eu buchetul ăsta, vrei? Aaa, ne plângă tânțarii! Am zis că dai distractiv aici! Din această salcie vă spunem pa, pa, pa pentru ziua de azi. Astăzi suntem la Drochea și acum mergem la Catedrala din Drochea,
unul din locurile pe care este recomandat să le vizităm odată ce ajungem în acest oraș. Așa că haideți să vedem. Iată aici, în apropiere de catedrală care se află acolo, este un mic parculeț frumos. Foarte frumos, parcă ești noi în Moldova. Așa e? Azi e duminică, mergem acasă, iar eu vreau să mai mănânc din zmeură, pentru că la Chișinău nu avem și îmi va fi dor. Așa o porție de vitamine, de dragă dimineață și de verde. Gata vizita noastră la Râșcani. După o săptămână de stat acolo, de muncit și de odihnit, pentru că eu mai mult m-am odihnit. Azi mergem acasă. Am făcut un mic popas aici în pădurice, un pic să ne dezmorțim picioarele și mergem mai departe. Dar aici cred că închei vlogul, pentru că mergem acasă să ne odihnim, altceva nu mai avem ce să, nu mai am ce să vă arăt. Așa că vă mulțumesc că ați fost săptămâna asta alături de mine. Sper să vă placă vlogul și noi ne revedem săptămâna viitoare. Pa, pa!